Anxietatea. Una dintre cele mai mari surse de suferință psihică pentru atât de mulți oameni. Cunosc atât de bine privirea oamenilor care suferă de așa ceva și care sunt absolut disperați, fiindcă nu știu ce să mai facă, fiindcă în fiecare zi găsesc un milion de lucruri de care să le fie teamă și nici o clipă nu au tihnă și liniște sufletească. Ceea ce puțini oameni știu este că acupunctura poate să ajute. Acupunctura are o latură emoțională care înțelege, diagnostichează și tratează cu succes astfel de afecțiuni. De ce? Ei bine, spre deosebire de medicina clasică, care înțelege organismul mai mult din perspectiva fizică, iar celelalte dimensiuni le reduce la un joc de neurohormoni în care nu intră foarte mult și nu-și bate capul cu asta, acupunctura are o înțelegere mult mai holistică. Holistică înseamnă ce? Înseamnă că înțelege ființa umană pe de-a întregul. Corpul fizic, partea mentală, partea emoțională, partea spirituală, toate aceste dimensiuni au o pondere aproape egală. De ce zic aproape egală? Din cauza că în jur de sau peste 75-80% din toate bolile pe care le vedem, în acupunctură se consideră că sursa lor nu este din fizic. Ele se pot manifesta în fizic, dar nu acolo este cauza lor. Cauza lor poate să fie momentul în care organismul pe parte emoțională sau spirituală este copleșit. Copleșit în sensul în care nu mai poate să facă față, nu mai poate să conțină niște emoții care sunt prea mult, sunt efectiv copleșitoare și nici nu poate să le aducă în conștient, fiindcă poate noi nu avem resursele emoționale să le facem față. Și atunci nu poate să le reprime, nu poate nici să le aducă în conștient și atunci el este copleșit. Și copleșirea aceasta se manifestă prin boli fizice. Dacă cumva ai o problemă emoțională, cum ar fi, de exemplu, anxietatea, e important să o rezolvi nu doar din prisma faptului că vrei să-ți fie bine și vrei să te poți bucura de o viață frumoasă și în care să te simți liniștit și să stihnească, dar e important să înțelegi că de aici derivă 1001 de alte probleme de tip tot emoțional care pot să ducă la somatizări în timp. Somatizarea înseamnă transformarea din emoțional în fizic a unei probleme. Ei bine, sunt dr. Octavian Zbârnă, sper că ți-am prins atenția cu ce ți-am spus. Vreau să te invit cu ocazia asta la un webinar pe care îl voi organiza sâmbătă, 20 noiembrie, ora 12, în care, by the way, intrarea este gratuită, va fi un webinar online, deci nu trebuie să-ți fie teamă de COVID sau pandemie și mai departe, deci un webinar online, gratuit, pe tema anxietății, în care să afli mai mult despre cum înțelege acupunctura aceste probleme. Îți dau un exemplu. Anxietatea din perspectiva medicinii clasice este doar atât, anxietate. Din perspectiva acupuncturii sau din perspectiva medicinii chineze este mult mai mult de atât. Da? De ce? Din cauza că fiecare organ major sau fiecare pereche de organe, fiindcă în acupunctură sunt înțelese ca perechi de organe, fiecare pereche de organe importante din corp este răspunzătoare de un spectru emoțional. Deci, de exemplu, splina poate să fie de îngrijorare, ficatul poate să fie de furie, frustrare, supărare, plămânii pot fi de repere, nedreptate și așa mai departe. Dar ce îmi propun și ce îți propun este ca sâmbătă să ne vedem online și să îți arăt, să-ți explic, să-ți povestesc despre fiecare din toate astea, despre cum există mai multe tipuri de anxietate. Când, de exemplu, vin pacienți la acupunctură, ei nu sunt pur și simplu 10 pacienți cu anxietate. Ei sunt 10 pacienți, punct. Fiecare dintre ei are povestea lui. Chiar dacă, de exemplu, fiecare suferă de anxietate și pentru asta a venit, dar anxietatea fiecăruia este diferită. Este posibil ca anxietatea fiecăruia, deși se manifestă ca anxietate, să aibă anumite diferențe. Mici, neînsemnate, aparent, la prima vedere, dar de fapt în profunzime să ne arate că de fapt este unul sau altul din cele atât de multe organe interne care suferă și care cauzează acea anxietate. Ei bine, în acupunctură avem instrumentele, avem înțelegerea
avem metodele de diagnostic încât să ne dăm seama de unde vine, de la ce organ. Și evident avem și instrumentele de intervenție. Nu știu dacă știai că punctele de acupunctură care acționează asupra sistemului energetic, ele nu acționează doar asupra fizicului. Ele acționează inclusiv pe partea emoțională și sunt extrem de puternice, potente și profunde. Ce înseamnă profunde? În momentul în care cineva vine la acupunctură pentru, să zicem, anxietate, nu e vorba doar de a trata anxietatea ca și când ai lua un anxiar sau ca și când ai lua orice fel de medicament care să te liniștească, să te sedeze, să-ți dea o stare de liniște. Nu e vorba doar de simptomatic. Da, avem și de astea. Există puncte, există tratamente care pot să facă și asta. Dar pe noi ce ne interesează, sau pe mine ce mă interesează cel mai mult, este să ajungem la problemă, la rădăcină. Astfel încât să nu trebuiască ca de fiecare dată când îți revine anxietatea să mai facem încă o tură de aceleași puncte, ci mai degrabă să ajungem la rădăcină, să ajungem la cauză și astfel adresând cauza să putem să ajungem mai profund. Gen, să poți să ai o viață normală. Să poți să ai o viață în care nu mai trebuie să te gândești tot timpul, auleu, dar dacă. Să nu mai trebuiască să trăiești cu drobul de sare. Să nu mai trebuiască să trăiești cu teamă, îngrijorare și dezastre, tot timpul rulându-ți în minte cu dacă se întâmplă aia sau cealaltă. Deci, ce ai de făcut? Sâmbătă, ora 12, puneți-o în program, 20 noiembrie, ora 12, da? Ne vedem online la acest webinar gratuit, unde și tu poți să afli mult mai multe despre cum te poate ajuta acupunctura. Să înțelegi și să rezolvi odată pentru totdeauna această problemă. Și mai mult decât atât, vreau să îți spun că voi avea niște bonusuri de înțelegere. Vom explica mult mai multe lucruri, vom explica cum rezolvarea anxietății cu acupunctură are mult mai multe beneficii. Pe partea de self-esteem, pe partea de încredere în sine, pe partea de putere personală, pe partea de curaj, pe partea de foarte, foarte multe alte lucruri. Da. Bine. Sunt Dr. Octavian Zbână. Tot ce ai de făcut acum este să dai click pe linkul de înregistrare ca să-ți rezervi locul în acel webinar. El este gratuit, dar locurile pe care le avem sunt limitate, așa că rezervă-ți locul și hai să ne vedem sâmbătă la acest webinar. Nu o să regreți. Poate să-ți schimbe viața.